Eu aș veni, ți-am zis, și pe jos, și cu tramvaiul 41 aș veni. Aș veni acum. Dimineața Blană, cu Ramona, Țibulcă și Coțofană. Și apropo de ce ai zis tu, cum să câștige România Cupa Mondială, l-ai menționat pe domnul Mircea Lucescu, da? Da, e alături de noi, dacă, uite, e alături de noi în studio. Da, mă bucur foarte mult. Ascultătorul ăsta vostru s-a gândit la mine. Acum, ce să zic, e o situație foarte complicată, pentru că eu sunt antrenorul turcii. Dacă ar fi, aș putea să vin să fiu antrenor României, dar aș veni și pe gratis, numai să fiu vrut, să fiu dorit acolo. Nu mai suport, să mă dorească și federația. Întrebare, Marian, pentru domnul Lucescu? Dacă ai, e ca acum, nu înțeleg limba turcă. Nu înțelege turcă. Nu te vezi că ești nesimțit. Tu ai început foarte bine, promițător, că m-ai lăudat și așa, dar acum văd că te-ai dors într-un hal fără de hal. Nu mai Răzvan a mai fost așa. I-am spus de o grămadă de ori. Și jucai acolo, că e extremă dreaptă. De asta nu l-am luat, că îl făceam turc dacă nu era nesimțit. Mariane? O întrebare, poate să vină de mâine la Națională? Eu aș veni, ți-am zis, și pe jos, și cu tramvaiul 41 aș veni. Aș veni acum. Singura problemă e că nu-ți dori de federație, de mafia din fotbalul românesc. Asta e problema cea mai mare. Pentru o dimineață blană, ascultați cel puțin toată emisiunea în fiecare zi.